Podul de cale ferată care supra-traversează DN1 și râul Prahova a fost dărâmat în cursul zilei de marți, dar circulația rămâne blocată încă 24 de ore. Traficul rutier a fost deviat pentru turisme prin Câmpina și Breaza, iar camioanele pe rute alternative pe DN1A. Sectorul de drum cuprins între intrarea dinspre Ploiești, ADN1E60, și intrarea dinspre Brașov este închisă temporar circulației pe drumurile publice pentru executarea lucrărilor de demolare a pasajului de cale ferată ce supra-traversează drumul național 1 în zona kilometrului 93 plus 120 de metri. A fost închisă începând cu ora 00 în data de 19, adică astăzi, și va fi închis până mâine noapte la ora 24. Sperăm noi să fie executate în condiții de siguranță. Avem semnalizare rutieră temporară pentru această restricție impusă. De asemenea, avem lucrători poziționați în filtre rutiere pentru a oferi informații cu privire la rutele ocolitoare. La nivelul Poliției Municipiului Câmpina s-a constituit un plan de măsuri prin care au fost angrenate un număr de forțe participante suplimentare față de dispozitivul inițial pentru asigurarea măsurilor necesare de fluență și siguranță a traficului rutier. Lucrările de demolare a podului au început încă de luni seară în zona șantierului, fiind aduse zeci de utilaje și camioane pline cu nisip. Imediat ce circulația a fost închisă, nisipul a fost împrăștiat pe carosabil pentru a forma un covor protector. Se încearcă astfel evitarea distrugerii asfaltului de pe DN1. În zona au apărut și curioșii care au venit special să imortalizeze momentul. Știți podul ăsta de viață, nu? Da, da, da. Eram în liceu. Pentru dar se vedea, era evident, era evident. Ați dorit să faceți poze, nu? Exact. Podul de cale ferată a fost construit în anul 1974, la acea vreme făcând legătura între Telega, Câmpina, Poiana, Câmpina și stația CFR. Construcția este monitorizată de către reprezentanții CFR încă din anii 90, când au fost observate probleme serioase la unul dintre picioarele de sprijin care se afla exact pe DN1. ANM anunță că urmează 3 zile cu ninsori și vânt puternic. Alerta meteo valabilă în toată țara a intrat în vigoare marți și rămâne valabilă până joi la ora 20. În intervalul menționat, temporar vor fi precipitații slabe sub formă de ninsoare în nordul și centrul Moldovei și mixte în sudul Moldovei, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în sudul și estul Transilvaniei. În Carpații oriental și meridional va ninge local moderat cantitativ și se va depune un nou strat de zăpadă. Vor fi intensificări ale vântului cu rafale în general de 40-50 de km la oră în estul, sud-estul țării și la munte. Schimbările apar pe fondul unei răciri semnificative a vremii. În Ploiești, pe parcursul zilei de marți, termometrele au indicat o maximă de doar 7 grade Celsius. Cel mai frig marți în jurul prânzului a fost la munte și în depresiuni, respectiv în sud-estul țării, unde s-au înregistrat 2-4 grade Celsius. Proiectul demarat de ziarul Incomod, Viața după gratii, va difuza mâine, 20 martie, un nou episod. De această dată îi aflăm povestea lui Marian Piciu, cunoscut ca Bătăușul de polițiști. Piciu a stat 13 ani după gratii pentru numeroase fapte comise, în special cu violență. Povestea lui este una specială, la fel ca și aspectul lui. Am fost cu ultraj de alumna la un milițian. Am avut un mandat de 3 ani cu traj. Am înțeles imediat la bătaie, acum m-am condamnat. Trafic de droguri. Am fost condamnat 9 ani, am fost plecat în Spania, am fost arestat și acolo un an de zile, să vii, te mai bagi o oră, două ore, pat, mai plângi. Plângi, Piciule, ca să-mi zic. Piciule, tu ai plâns așa? Păi zic, eu n-am și-o suflet, nu? Ți-a rupt pe suflet să stai, să mănânci și să altul în pas uită la tine. Nu trebuia să fac nicio faptă. Am greșit, trebuie să plătesc. We'll be right back.
În alta curte de casație și justiție a admis contestația depusă de Alianța Dreapta Unită, USR, PMP și Forța Dreptei împotriva deciziei BEC de respingere a protocolului de constituire. Cele trei partide, USR, PMP și Forța Dreptei, pot participa astfel împreună la alegeri. Decizia Instanței Supreme este definitivă. Reprezentantul Ministerului Public a fost de acord cu susținerile celor trei partide privind constituirea Alianței, întrucât Congresul PMP a validat actele referitoare la înființare. Același reprezentant al Ministerului Public a arătat și că decizia BEC ar încălca drepturile din Constituție. Acesta a mai susținut că BEC a dat dovadă de exces de zel prin decizia de duminică. Programul Rabla 2024 a demarat astăzi, 19 martie. Bugetul pentru Rabla Plus este de 1 miliard de lei, iar ecobonusul pentru full electrice este la jumătate față de anul trecut. În acest program pot fi cumpărate mașini electrice în valoare de maxim 70.000 de euro și trebuie predat spre casare cel puțin un autoturism uzat. Ghidurile de finanțare pentru programele Rabla Classic și Rabla Plus au fost publicate în Monitorul Oficial al României, a anunțat Ministerul Mediului. Persoanele fizice se pot adresa producătorilor validați în vederea îndeplinirii formalităților de înscriere în cadrul programelor Rabla Classic și Rabla Plus, iar persoanele juridice pot încărca în aplicația informatică documentele necesare participării în cadrul celor două programe. Bugetul alocat programului Rabla Classic 2024 este de 300 de milioane de lei. Pentru programul Rabla Plus, bugetul alocat este de 1 miliard de lei. A doua etapă a programului va începe în 19 august.